a fost întocmit dosar penal și se continuă cercetările sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la infracțiunea de omor calificat și tâlhărie calificată. Trebuie să curgă sânger pentru țara asta! Tânărul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca în cursul acestei zile să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.